Decesul lui Song Jae Rim, actor și model sudcorean de 39 de ani, a zguduit profund lumea filmului și a fanilor ca trama din întreaga lume. Actorul a fost găsit mort în apartamentul său din districtul Seungdon, Seul, iar circumstanțele din jurul acestui eveniment sunt încă neclare, poliția continuând investigațiile. La locul incidentului, autoritățile au descoperit o scrisoare de două pagini, însă, până în prezent, nu există indicii care să sugereze o crimă. Tragedia a șocat și mai mult prin faptul că Son Jaerim se afla într-o perioadă prolifică a carierei sale. În ciuda succesului său recent, dispariția sa lasă o durere profundă în industria de divertisment și printre cei care l-au cunoscut și apreciat. Actorul va fi mormântat pe 14 noiembrie, iar omagiile din partea colegilor și fanilor din întreaga lume curg deja pe platformele de socializare. Născut în 1985, Song Jae-rin și-a făcut debutul în 2009 în filmul Actresses și a devenit rapid un hit cunoscut. În 2012, a cunoscut faima prin rolul din drama populară de Moon de San, jucând alături de nume mari precum Kim Sohyun și Han. In, ceea ce i-a consolidat statutul de vedetă. Dispariția lui Song Jae-rim lasă un gol imens în lumea artistică sud-coreană.